Spune de prezența copiilor la Olănești acolo. Deci am venit cu 8 echipe, 2 de liceu și 6 de gimnaziu. Din păcate nu avem în fiecare echipă sportivi legitimați, să spun așa, care merg la competițiile organizate de Federația de Șah, de Federația Națională de Șah. În schimb, pentru ideea de emulație a șahului în școli e un succes, pentru că toți vor de acum să facă șah, așa cum probabil după Simona Halep, cam toate fetițele vor tenis, cred că de acum la media și o mare parte dintre copii, am venit cu copii de clasele mici în principiu la gimnaziu, așa că probabil o să fie foarte mulți care o să dorească să facă, mai ales dacă se și introduce în șahul în școală, cum e preconizat. Și voi l-ați considerat ca un turneu de pregătire? Da, mai ales pentru cei care sunt legitimați, da, pentru că ei au avut obiectiv pe mese, nu doar scorul echipei era interesant sau ceea ce ne interesa, ci și scorul fiecărui jucător în parte, iar cei care sunt legitimați, cum am avut la liceu și la două școli de gimnaziu, câte un reprezentant, acolo obiectivul a fost, cum să zic, victoriile și în funcție de adversari, victoriile la adversari. Exact ca la o competiție oficial organizată de Federația Națională, cu trimitere, de exemplu, și la Federația Internațională a rezultatelor. Deci ei s-au comportat efectiv, în acest scop au venit, cu acest obiectiv clar determinat, pentru că ei, având experiența turneelor, era clar că acesta va fi obiectivul. Iar ceilalți sunt foarte mulți care pentru prima dată au apărut la o competiție de șah, la un turneu. Pentru prima dată chiar au fost nevoiți să scrie aici pentru prima dată partidă, nici n-au știut notația, că se notează partida. În schimb am avut surpriza să noteze și 60 de mutări copiii, deci extrem de mult pentru un jucător, un copil începător e destul de mult, pentru că în general după 40 de mutări deja cam partida se apropie de final și de asta. Deci 60 de mutări sunt suficient de multe pentru un copil începător care n-a scris niciodată partida. Câți copii au făcut deplasarea și cam din ce instituții provin? Deci am avut, sunt 35 de copii de la Mediaș, din două licee, Automecanica SNG, două echipe, adică cât fiecare liceu cu câte o echipă, și am avut de la Motaș, de la școala CEI Motaș, o echipă, generală 6, generală 4, o echipă, Eminescu a avut două echipe, de la Derlos a fost o echipă care a venit cu noi. Sper că n-am scăpat pe nimeni. Mai aveți acum în vara asta vreo deplasare de acest gen sau la ce concursuri? Da, avem preconizat să mergem, probabil până în august nu putem să mergem, pentru că dintre copiii care sunt de bază, unii au terminat a 8-a, iar am cei care termină liceul să pregătesc de facultate. Dar sper că în august să participăm, cum facem de ceva vreme încoace, la Open-ul de la Petroșani, unde mergem cu mai mulți copii, pentru că acolo jucăm pe categorii de vârstă și acolo obiectivele sunt clar pentru victorie pentru fiecare copil. Câștigarea turneului, în ultimii 2 ani, turneul de 14 ani a fost câștigat de câte un sportiv de la Mediaș. Sper că și anul acesta turneul să fie câștigat tot de la Mediaș, de cineva de la Mediaș. Începutul, am legat Mediașul de faptul că noi în 2007 am făcut acel pas frumos cu turneul regilor, unde Romgazul a dat un ton extraordinar la nivel internațional. Și acum, faptul că Romgazul a început să se implice în mișcarea școlară, după cum știți, ne-au sponsorizat pentru etapa județului Sibiu de la Mediaș,
Și noi în acel moment ne-am gândit din banii care ne-au fost dați pentru, ca sponsorizare pentru acel eveniment, că ni s-a părut o idee fantastică să vă aducem gratuit în finală, în finala națională, să vă aducem aceste școli din Mediaș, pentru că ne gândim că de la anul ar fi foarte interesant să aducem tot Mediașul. Acum au venit 8 echipe, am zis că sunt vreo 15 școli, licee și gimnaziale, și să le aducem pe toate la o finală națională, pentru că să facem o concluzie într-un oraș, ce se poate întâmpla într-un oraș în care școala, care știm că este baza unei societăți, clar, să vedem ce influențe poate să aibă într-o comunitate faptul că în toate școlile din Mediaș șacul pătrunde, faptul că aici venind toate școlile, vă dați seama că în fiecare școală va începe o concurență, pentru că fiecare va dori să fie în echipa școlii, cu atât mai mult cu cât de la anul intenționăm să extindem competiția pe mai multe faze, adică să fie clasele 1-4, clasele 5-8-9-12, deci să împărțim în trei această paletă de 12 clase, care mi se pare mult mai realistă și mai interesantă, cu atât mai mult cu cât introducându-se șacul în școală din toamnă, la clasele primare, devine în acest moment foarte important ca să existe o competiție pentru clasele 1-4. În situația în care le-am aruncat într-o competiție 1-8, este clar că un decalaj foarte mare de vârstă ar face ca un copil de clasa 1-a, 2-a să fie cu un dezavantaj. Și trebuie să avem grijă la acest lucru. Și repet faptul că a existat acel sprijin din partea Romgazului pentru media și ne-am gândit ca să folosim din acea sponsorizare o foarte bună parte din bani pentru această deplasare a celor 8 școli din media și am înțeles că am invitat chiar cu mare drag și Dârlosul, o comună de lângă Mediaș, care a și câștigat la gimnaziale. Când am fost la Mediaș, ne-a încântat și am adus în aceleași condiții aici și faptul că, repet, ne-ați sprijinit pe media și am considerat să cheltuim din sponsorizare pentru această deplasare, oferindu-le gratuitate, cazare, masă, transport, pentru că este foarte important unde există investiție. Performanță fără investiție nu se poate. E foarte dificil ca să realizezi. Drept dovadă că sunteți singuri la acest moment din țară cu o delegație atât de numeroasă. În rest, au reușit să vină câte una, două echipe. Au fost chiar și județe care, pur și simplu, chiar dacă le-am oferit pe finala națională cazare și masă gratuită, pur și simplu nu au reușit să se descurce să vină la finala națională cu echipă. Exact cum este cazul celor de la liceu, care au câștigat liceul de la Sibiu, exact. Fiind echipa, ei n-au participat la faza finală. Da, da. Deci, atunci trebuie, dumneavoastră, acolo la media și am dorit să fiți un etalon al șahului juvenil, să facem să tragem o concluzie ce se întâmplă într-o comunitate când toate școlile din oraș, repet, fac șah și când toți acei copii sunt aduși la o finală, pentru că pe lângă faptul că ar învăța șahul, să spunem, la școală, noi am observat că pe copii încântă foarte mult o evadare, să spunem, lumea șahului și mai ales o întâlnire cu ceilalți copii de vârsta lor și eu sunt convins că în câțiva ani, și nu mulți, eu l-aș spune chiar puțin, aș face un pariu, dacă vom fi foarte atenți cu copiii din media și s-ar putea ca pe mișcarea aceasta școlară să fie echipe de temut în fața celorlalți. Ceea ce la un moment dat va face ca Mediașul să fie un fel de locomotivă a șahului școlar și pentru că în acel moment toate școlile din România se zic, păi stai puțin că vrem și noi să câștigăm și o să seapă și ele și uitați așa, punem poate bazele unei mișcări care sub Elisabeta Poligonia, de care deja știm că este un brand uriaș și merită această mișcare, poate să facem un lucru extraordinar. Deci cam okay.
regulă, mulțumesc. Da, mulțumesc foarte mult.